Astăzi ne-am gândit să vorbim puțin despre acele perioade prin care cred că fiecare în parte a trecut la un moment dat, și anume o despărțire, un divorț, pierderea unui membru al familiei, da, aflarea unei vești destul de grave, cum ar fi o boală, o situație complicată. Vrem să aflăm cât mai multe detalii despre aceste lucruri și cum le putem face față, cum putem trece prin ele fără să lase urmări foarte grave asupra noastră, cu invitata mea de astăzi, domnișoara dr. Bianca Oroian, medic psihiatru în cadrul Institutului de Psihiatrie Socola din Iași. Bună dimineața, domnișoara doctor, mulțumesc pentru prezență. Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să mă aflu din nou aici. Mă bucur să ne revedem. Domnișoara doctor, cum spuneam, nu doar că e un sezon, da, ci de multă vreme și statisticile vorbesc de faptul că în această perioadă, toamna și mai ales iarna, în pragul sărbătorilor, se tot instalează fel și fel de depresii, de stări de anxietate și până la cei mai puternici dintre noi, da? Astăzi vorbeam, înainte emisiune, să discutăm puțin despre acele perioade prin care trec oamenii, și anume despărțirile. Așa este. Inevitabil vom trece toți prin astfel de momente, dar trebuie să știm exact cu ce să ne înarmăm. Atunci când trebuie să le depășim, trebuie să știm ce să avem așa în tolbă, ce unelte, așa, pentru a face față mult mai bine acestor momente. Explicați-ne dumneavoastră, ca specialist, ca medic, ce stă de vorbă cu persoane care probabil au nevoie la un moment dat și de astfel de sfaturi, de consiliere. Ce reprezintă pentru un individ o despărțire? Așa, ca definiție, ca și chestie generală. În principiu, o despărțire presupune o ruptură. Uh-huh. O ruptură a unei relații poate oficiale sau neoficializate, o ruptură emoțională. Da? Această ruptură predispune cumva la multe dezechilibre ce se vor instala succesiv acestui eveniment. Poate fi comparată cu o traumă, o despărțire? O despărțire este o traumă. Așa. Da, în sine. Și modul în care alegem să trecem peste această traumă poate spune multe, pentru că ea se poate vindeca. Eu fac comparația cu o cicatrice, da? Avem o rană, ea se poate cicatriza și putem trăi după cu acea cicatrice, sau ea poate rămâne deschisă, se poate complica, se poate infecta. Sau dacă nu este bine tratată, da, ea poate reapărea. Recidiva, exact, da? La un interval scurt de timp sau la un interval mai mare de timp. E, acum spuneți-ne, vă rugăm, cum tratăm această rană, această pierdere, această cicatrice, da? Cum gestionezi o ruptură și ce este foarte important să faci după o ruptură? O despărțire, să zicem că respectă exact etapele de doliu. Uh-huh. Și doliu nu în sensul în care pierzi neapărat o persoană sau nu, o persoană nu trebuie să decedeze, ci pur și simplu în sufletul tău tu treci prin aceleași stări, dacă extrapolăm. Avem prima stare, negarea. În primă fază, noi avem această senzație că nu este adevărat, nu mi se poate întâmpla. Da? Da. Bun. După aia trecem la următoarea etapă a furiei. Da? Suntem nervoși, suntem supărați. De ce s-a întâmplat? Nu este drept. Nu meritam asta, nu? Exact. Așa. Suntem nervoși, poate de cele mai multe ori pe persoana în cauză, dar această stare de iritabilitate se poate transmite la toți cei din jurul nostru, în familie, în anturaj, prietenii ne pot vedea schimbați în acea perioadă. După care vine starea de negociere, de târguială, așa cum ea este numită. După
ce perioadă de timp vine starea de târguială? La fiecare nu este un interval strict de timp, la fiecare se întâmplă diferit. Așa, deci poate să dureze câteva săptămâni sau câteva luni, exact, nu? Exact. Sau poate își aduce aminte că trebuie să se târguiască după vreun an, doi, nu? Se poate, da, da. Fiecare are anumite particularități după care acest șir de evenimente se succed. Da, și în această etapă de negociere, exact așa cum se întâmplă în cazul unei persoane decedate, avem tendința de a spune, dar dacă fac aia, poate nu se întâmplă asta. Sau dacă evenimentul deja a fost consumat, dacă faptul este consumat, dacă făceam asta, poate nu se ajungea la situația asta. A, acele păreri de rău, nu? Exact. Dacă mă comportam într-un anumit fel, dacă nu-i reproșam asta, poate nu pleca. Aha. Dacă nu-i vorbeam urât, poate nu. Și acești, dacă și cu poate. Dacă și cu parcă. Exact. Și în cazul acesta în care persoana în cauză, da, cea abandonată, să spunem, da, abandonatul, își pune aceste semne de întrebare, ce urmează să facă? Ce face el? După continuă această... să caute persoana și să încerce cumva să nu mai facă acele greșeli sau nu, să nu mai repete anumite lucruri de care tocmai se întreabă acum, dar dacă nu spuneam așa, dar dacă... În unele situații chiar pot să recurgă la anumite acte, exact, să meargă fizic, să zică aceste lucruri. Ceară împăcarea, nu? Exact, exact, dar de multe ori această luptă se duce în interior. Aha. Deci acestea sunt niște conștientizări, fac parte din introspecția fiecăruia. Și după această fază de negociere, cumva se instalează depresia, să-i spunem așa. O stare care poate din nou să fluctueze de la persoană la persoană, poate se manifestă cu o senzație de apatie, de astenie fizică sau psihică, o stare de tristețe, de gol lăuntric, cu o stimă de sine scăzută, sentimente de devalorizare. Acea persoană nu se mai poate concentra la fel de bine, nu mai are același interes pentru activitățile care îi făceau plăcere inițial. Poate avea probleme cu somnul, poate avea anumite tulburări alimentare, să nu mai aibă poftă de mâncare sau din contră să compenseze cumva cu un consum excesiv de carbohidrat sau de dulciuri. Deci manifestările pot fi multiple și... Bun. În momentul în care persoana care a trecut printr-o despărțire, da, ruptură, finalizarea unei relații, acum cred că nu contează perioada de timp în care ai trăit, da, cu un alt partener sau... Poate fi și acesta un factor, pentru că, așa cum spun cărțile, teoretic îți trebuie măcar jumătate de timp din perioada relației să treci peste. Deci dacă ai fost împreună cu cineva 3 ani, îți trebuie un an și jumătate cel puțin, da, să pentru uiți, a trece peste, să repari, nu? Da, pentru a repara acea rană, pentru a putea fi pregătit de o nouă viață, poate de o nouă iubire, de o nouă relație. Deci în contextul în care întâlnești o persoană, da? Da. Care tocmai a pus punct unei relații, da, și există acea chimie și cei doi își doresc să formeze o altă relație, e bine să mai aștepți, nu? Da. Să nu intri într-o relație cu o persoană care abia a ieșit din alta, nu? Depinde fiecare ce își dorește. Așa. Dacă vrei o relație serioasă și ca ambii parteneri să fie implicați și amândoi să aibă aceeași viziune cumva asupra lucrurilor, atunci da, eu sugerez că e mai bine să aștepți cumva, să nu grăbești lucrurile, să o iei pas cu pas, să vezi exact în ce direcție se îndreaptă.